ce faci? Bine. Mergem să mâncăm? Da, fac vlog. Cum ce fac? Hop, ușor. Hei, bună ziua și bine v-am găsit. Am ieșit să mâncăm un nou episod de vlog. Hei, hei, hei. Pentru mine, mă, frate. Bine v-am găsit într-un nou episod. Bă, da, taci o leacă, bă, frate. Dar nu... Trebuie să-ți dau o provocare. Trebuie să-ți dau o provocare. Dar tu de asta nu mai. Nu, nu, nu. Minți, minți. Provocarea. Îți sunt dator cu o provocare. Nu, ba nu, da. Nu, nu. Ba da. Nu, nu vreau. Te rog, vreau, taci, nu, taci, te rog eu. Te rog eu. Ba da. Tu să taci. Ai 20, ai 24 de ore în care trebuie să taci. Trebuie să taci. Nu! Ba da. Nu, nici ai 24 de ore. Te rog eu, îmi faci, o să-mi facă mie foarte bine la creier, îți faci și ție bine la corzile vocale. Gata. Pauză vocală 24 de ore. Primul lucru la care m-am gândit când am luat telefonul a fost că el nu glumește și că acum e pe bune răzbunare, adică el chiar se răzbună pe mine. La nu. Tine a fost așa greu. Și tași în gură, mă! Tași în gură! Deci, fără sunete, fără nimic, pauz vocal, faci doar semne. Așa e. Mamă, ce bine o să fie ziua. Am 24 de ore, nu te mai aud. Eu v-am zis. V-am zis că o gândesc. Ce bine e când taci. Ești cea mai forță. Da. N-are cum să îndeplinească. N-are cum. Sună telefonul, da, așa, dintr-o dată rugăm o poza noi pe vile mare, dau cheva. Ce se face? Hai să vedem. Cum vorbești? Cine le-a relaxant e să nu vorbești. Nu mai am probleme cu tine. Nu mai am. Să vezi ce bine dorm. O să mi se schimbi tenul. Mă hidratez, mă. Eu chiar cred că o să mi se schimbi viața în astea 24 de ore și mai ales tenul. A, dar practic și cum o să fie episodul ăsta, mă? O mimă constantă. O să joci mima cu toată lumea. Cobor în mașină, hai să mergem la restaurant. Mamă, mintea mea știi ce era, nu? Direct, dar direct. Cum își ia ea de mâncare. Să vedem cum comandă de mâncare. Care-i problema lui Ghiduș, de fapt? Cum îmi comand eu mâncare? Că nu prea știu cum eu comand. Are pauză vocală de 24 de ore și nici nu avem voie să ajutăm să-și comande. Așa că trebuie să puteți mânca să ia prin semne. Aie, da. Norocul meu că eu mănânc des acolo. Și ce a zis? Ah, ca de obicei, nu? Și eram... normal. Trebuie și dacă are cremă de legume. Oh! Băi, băi, ce înseamnă să te știe lumea, mă? Și ce mănânci? Uite, bă, că știa ce vrea să mănânci. Granii de bolocare. De piersică. Ce prost sunt, ce prost sunt, am zis eu. Chituș, ce prieten, ce prieten bun. Ți-a venit ciorbița, na-na-na. Crema de față. Cum adică, mă, crema de față? Tu mănânci crema de față, nu eu. Eu mănânc supă crema de ciuperci. Făcută din ciuperci, pe care șoaricul o mănâncă. Pe vremea mea nu exista supă cremă de ceva. Era ciorbă sau supă. Borș, borș de ciuperci. Așa zic eu. Mmm, ce bună este, nu mai pot, de când mi-am dorit eu o așa cremă de față.
Cărăm plase la mol? Mă simt că l-am un joc prost de mimă. Cărăm găleți de la Puț. N-avem Puț Ștefania, trăim în bloc la secolul 21. Mac, vrei o rață? Te faci un mic cu Bix. Nu mergem pe jos, mergem cu mașina dacă mergem asta, ca să știi tu. A, mergem la mall, cumpărături, că... Da. Da. Aici a început, de fapt, ziua noastră. Ce părere ești? Fac că ea să vreau să fac chestii de machiaj. Zilnic. Asta cu machiajul nu prea îl încântă pe Ștefan. Dar pe mine... Mă, foarte gândură și tare. Mi-aș lua în fiecare zi. Serios? Jenny? De gen îndreptător, rimel? Are toate sticluțile, toate fondurile de ten, toate pensurile, toate toți bureții, tot. Și mi se pare, adică, bă, gata, ai de toate, ce să-ți mai iei? Mereu există câte ceva. Știi că nu o să vorbesc pentru tine, nu? Ești singură pe lume. Eu sunt cu tine doar așa de fan. Tu ești singură pe lume. Eu sunt singură pe lume. Ah, înțeleg. Asta a fost singurul lucru pe care l-am înțeles de la ea toată ziua, pe tot parcursul zilei. Nu, tu ești singur pe lume și nici nu poți să vorbești. Am mâncat, nu a fost așa greu să-mi comand mâncarea, totul ușor, deocamdată a început challenge-ul ăsta easy, foarte easy. Ajung la mașină. N-am cheile. Mașina, s-o deschidem. Ce-ți deschidem? Ce să deschidem? Mașina. Deschide chidușul un pic, mașina. Ți-e frig? Dacă ai gleznele goale? Tu ai gleznele goale. Nu, eu uite, chiar nu le-am, adică sunt safe. Păi dacă îmi ridici tu pantaloni, sună telefonul. Ce ne credeți? Ștefan. Șarec! Eu ca bălanu am și uitat. A, ducat, am uitat. Eu acum mă prefac că știu codul morse. Și încerc să-i transmit că eu nu pot să vorbesc. Trimite-mi tu pe mail. Bună. Și tot îmi bați în telefon, măi, băi, femei. Băi, bați degeaba, nu înțeleg? Pune-mi pe mail orice ar fi. Bă, super. I-am zis și pap, te pup. O să-ți sunt o prietenii să te sune. Michael, să zică că vor să-ți dea bani. Ce n-accepti? Ai zis da dacă vrei. Dacă mă sunați, e da. Intru în cod morse. Dacă fac așa cu unghia, e da. De mai multe ori așa, e da, da. În continuu, dați-mi că nu mă supăr. Eu mă știu cu Giovanni. Prieteni cu mulți bani. Stigă, gara, lune, prinde, bără, cupră, bără, prinde, stigă, gara. Nu prea e momentul, Ghiduș. Nu e ok ce faci. Vino mâncația cu Ștefania, că nu mai pot să vorbesc. Acum dăm pe ei. Nu mai dau bilet din 2012, da, să fie ea cu clica gola în vară. Și-a tramezit o Românie, Italia, banii se dublează la ieșirea nouă. Eu trap ascult oricând, adică dimineața când mă scol oricând, da, nu are treabă. Te rog, domnul muzica e un pic mai încet. Știu că ea e mare fană Bumblebee, că a fost în America, că a plâns pe acolo pe la statuile cu Bumblebee, că ne-a târât pe toți să vedem filmul cu Bumblebee. Mi-am dat seama că are ceva în comun cu el și adică n-are voce. Semeni cu Bumblebee. Eu dăm un timp la spiga. Că nici Bumblebee nu mai avea voce. Nici Bumblebee! Bumblebee! Ce-mi place de Bumblebee. Și poți, dacă vrei, să ne pui muzică, gen să ne pui melodii care se exprime ce simt. Asta simt în momentul ăsta. Asta. Tu fac. Apasă. Ce o să-i faci lui Ștefan?
M-a trăznit super ideea. 24. De ore. Îl înjunghi cu o șurubelniță. Închizi? Închizi? În mașină? Ești foarte bună la mimă. O să stea 24 de ore? Cum? Închis în mașină. Da, în cazul în care n-ați înțeles exact ce se întâmplă acolo. Asta o să fie următoarea ta provocare? Ești foarte fericită, ok? Ți-ai dat seama? Dar nu ți-e frică că dacă tu îi dai lui ceva acum, o să-ți dea și el înapoi ceva? Nu mai fi nebună, că ăștia doi sigur își fac ei un plan că-s creativ și o să-ți dea ceva mai nasol, tu îi dai lui iar și nu faceți decât să o țineți așa și să vă chinuiți câte 24 de ore. Deci, eu cred că a început să-ți placă să taci din gură și vrei să vezi ce poate să-ți mai dea, este? Eu, deștept din punctul meu de vedere, ar fi să-l lași în pace, asta e, tu e, dar lui el și-a dat, ți-a dat ție ceva? Eu tot încerc să-i zic de Ștefan, i-am zice. Ștefan? Dar nu-i logodnicul tău, te-a cerut? Asta e un anunț oficial că te-a cerut în căsătă. Super! Șoc! Păi chiar că șoc. E din ce în ce mai bun. Ești și gravidă, super! Șoc! Păi chiar că șoc. Oh, oh! Să fac un story. Așa mi-ai zis. Ba da, să fac un story. Ba da, fac un story. Ui, cum ești gravidă și nu poți stop un story. E extraordinar, nu există așa ceva. S-a panicat, frate meu, rău de tot. Salutare! Dacă nu știa, Ștefania este gravidă. Șoc! Păi chiar că șoc. Și da, spica cert-o în căsătorie, dragilor. Nu uitați să-i dați follow. Cum o să-l cheamă pe bebeluș? Bebelușă? Măi, măi, ești nebun. Nu, nu-i ok. Nu-i ok. Pe lângă șoc, șoc, șoc. Șoc, șoc, șoc 2. Aflăm numele copilului. Nici logodită, nici gravidă. Motivul pentru care am ajuns la mol e ca eu să mai iau câteva machiaje. Plus. Vezi? Ți-ai zis că ai plus. Gata, ai început mecheria. Eram sigur că aici ne blocăm. Nu poate să vorbească. Că i-am dat un challenge la fată. Știți? Că și ea ne-a dat nouă. Ne-a legat cu cătușele aia săptămâna trecută. Mi-a pus mie și mi-a spus cătușele 24 de ore ne-a legat. A, era să facă părnaie cu chestia asta. Și acum ea n-are voie să vorbească 24 de ore. Ba da, și uite așa e de dimineață. Ok, acum descurcă-te să-ți cer tu nuanțele, culorile de nuanțe. Fucsia. Ce ai nevoie? Deschis. L-a apucat pe Ghiduș cântatul. Ia zic, cum e melodia aia ta? Ce de vremeie, s-a făcut prea târziu, să înțelegi de ce. Ce de vremeie, m-am cântat rău. M-a surprins un pic așa. Ia hai, dă-i un playback și pune melodia pe fundal. Se pare că ai vorbit și tu în acest vlog. Nu mai știi să-i dai așa, gen... Ce foame! Măi, m-a nebunit cu eclerele. Nu mai pot să merg liniște la mol, că eclere, eclere, eclere. Eu și Ștefania când venim în mol. Zili. Aproape. Mergem să mâncăm ecler. Tot timpul șefa misiunii este Ștefania. Ea comandă, ea le alege, ea îi zice cum și cum să fie. Eu vreau ecler de ciocolată. Și Alex vreau frișcă cu zmeură. Aia o cred că o să fie un pic mai interesant. Păi frișcă se face așa. Cum comand eu eclerele alea singură? Săraca femeie n-o să înțeleagă nimic de la mine. Mamă, norocul meu era că erau acolo la geam și că puteam să le arăt. Dar dacă nu? Și oricum trebuia să arăt câte vreau. Și acolo e cu d-astea, două, una în plus sau ceva rău. Ai luat de două ori mai mult. Am luat 6 în loc de 3. Da, bine, pentru Ghiduș nu a fost așa o problemă, că el ar fi mâncat pe toate. Era cel mai fericit. A și întrebat, câte? 6. 6. La păcănele, 7. Am văzut 6 eclere. Am luat jackpot în ziua aici, nebun. Păi sincer, de când Ștefania nu mai vorbește, viața noastră este perfectă. Faci mișto de mine, Ghiduș. Tu vorbești mai mult decât oricine din orice fel de încăpere. Cum adică? Eu vorbesc mult, dar Ștefania... Nu, că și eu vorbesc mult.
La Ștefania? Vă să mergă Ne, tu, nu eu. Te nervează la un moment dat pentru că noi nu suntem așa fericiți cum e ea. Și nu mai poate să ne emane fericirea din sufletul ei pentru că nu mai e așa fericit acum. Lacrimă. Acum suntem în drum spre casă pentru a-mi face bagajul și a merge la sală. Pupa-ți-vă! Mă, Alexandru stă tare răutăcios. Ce am fost eu, dar ce a fost el. Cum o prindea, cum o înțepa cu ceva. Eu, de voie de nevoie, am mai ajutat-o, dar ăsta răutăcios, răutăcios cu ea. Simona, cum e să poți să vorbești și să scoți așa orice cuvânt vrei tu din gură? Bec! Bine că poți tu să zici bec. Uite, poți să zic bec acum. Bec! Bec! Bec, 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 bec! Mașină! Podea! Parcare! Mol! E foarte tare. Mi-e foame, mi-e sete, nu mai vreau să stau aici, m-am plictisit, sunt despistisit tot. Vreau la baie! Sunt copil! Sunt... nu-s copil! Ba, sunt! Nu sunt! Nu știu, dar pot să vorbesc! Mie-mi și place să o întărât că... de, e prea drăguță așa, știi? Tu nu poți să fii, eu pot, te calcă mașina, nu mai poți să ții. La 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 la. Dacă îți acoperi o ureche, să știi că cu cealaltă auzi! Are și răzbunarea asta sensul ei, așa. Am uitat complet. Ei, 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 ei! Și vroiam să zic chestii. Doamne, și bine în casă! Mă fac că nu înțeleg. Râz în loc să te bucuri. Mother hooker! Ce m-am mai distrat? Eu de-abia așteptam, băi, să scoată un cuvânt. Un cuvânt, dacă scotea, pentru mine era gata. Ai pierdut. Salut, la revedere. Pa, te pup.